Probabil că unii întreabă sau se întreabă ce s-a întâmplat cu ei. De la vorbe încoace, la familia nouă nu s-au mai expus, nu s-au mai arătat la față. Bine ați venit la zero, fraților. Bine te-am găsit în paradis. Ce ați mai făcut? Ce s-a mai întâmplat? Păi, după vorbe, albumul meu solo și liniște. Liniște? Da. Cât o mai țineți în liniște? Că nu-i bună liniște asta. Până în mai. Da? În mai ce se întâmplă? Sunteți acum în studio? Deci lucrăm momentan, în paralel producem o trupă nouă, ne ocupăm de ei, chiar ar trebui să se chemăm și pe ei aici. Da? Dacă nu ar fi fost la Anonimația? Da, poți să-i chemăm chiar acum. Strigă-i, să vină, 7-7. Stai că o să-i chemăm, stai să ajungem la asta. Noi avem în fiecare joi aici seara anonimilor. Nu e. Și am constatat că trupele de hip-hop din București, nene, apar ca... Dar au fost tot timpul, chiar bun. Ce eutanasierea câinilor vagabondi? E nimic. Dacă ar avea Băsescu de lucru cu trupele de hip-hop... Au fost tot timpul și la noi în cartier, la fel, dar e chiar bun. E scara și trupa. Colaborarea ta cu Negruțul, de unde a pornit? Ne cunoaștem de mult, de când deși erau la început, am auzit într-o discotecă Timișoara, cântau, plăceau unii, nu înțeleg, și așa e frumos. Și acum am gândit să fac o piesă cu el. Tu te-ai gândit să faci piesa cu el? Da, l-am contactat, era fost de acord și... Eu și mai putem să suntem mai R&B așa. Și i-a plăcut ideea. Nu, că piesa sună foarte bine, asta fără discuție. E super bine. Bun, să ne așteptăm la materiale noi de la familia. Fraților, nu intrați în panică, uitați aici lângă mine, sunt ok. Dacă v-ați speriat cumva că la familia au dispărut, nici vorbă de așa ceva. O să mai stea mult și bine pe piață. Bun, trupa care o promovați. Ia să-i aducem în coace. Vali, Cami! Vali, Cami! La familia producătorii unei noi trupe, care apare în premieră la zero. Că în premieră se întâmplă toate. Ne-am ocupat prima oară de marihuana, acum ei sunt 6-6, a cântat și pe albumul nostru. Ia să auzi. Despre trupa pe care o promovați. Eu cred că ei ar fi mai măsuri să vorbească de ei. De ce putem să spunem? Noi ne ocupăm de bine și textele vin de facție și ne ocupăm de studio. De unde te inspiri tu, de exemplu? Bănuiesc că tu faci mai multe texte răpoiești sau bagi nouă pe refren? Și da? Și cum le scrii? Eu, de exemplu, scriu cele mai bune versuri pe toaletă. Pe bune, stau pe toaletă frumos, mă mai uit într-o revistă, mai am un caiet, un craionaj, dacă e să scriu niște versuri, acolo vine inspirația, pentru că e momentul ăla de eliberare fizică, totală. Că poți ce mă tine să se întâmplă să scrii versuri adevărate pe Budă? Măi, cinstit de... Nu. Nici e. Dar tu unde le scrii? Eu? Da. Eu am văzut, de exemplu, băieți. Eu am văzut, de exemplu, băieți. Am o agendă și scriu așa oriunde îmi vine. Eu în pat le scriu, știți, pun în pat. Eu nu dau nume, dar am văzut băieți care s-au dus la studio, intraseră deja în studio să înregistreze, să înceapă înregistrarea, da? Ia mă, vezi, Zorli, de-așa de acolo. Și zice, stai mă, un pic, asta nu se potrivește, ce producătorul, știi? Ia du-te mă și scrie alte versuri. Și-a luat ăla frumos ca e, ți-a luat pe loc în studio, știi? Compunere, tată, pum, 10, gata, hai, am tras-o, a mers, a ieșit pe piață, hit. Și noi te mai întâlnesc să facem versuri în studio, dar nu am luat asta, dar nu chiar în harul să-ți dai seama. Da. Dar ei sunt buni, sunt chiar buni și... Și trupa cum se numește? Pe cele 6-6, ea e Hani, uite tu ești pe una, e Hani. 6-6 și Hani. Da, cum se numesc, că nu știm nici noi. Păi hai să ne gândim, să le dăm un nume acum. Ei vreau să spună Debelea. Debelea? Debelea, da. Ne-am gândit că poate nu merge. Debelea să-i rămâie numele. Bun, deci în seara asta o să vă auzim pe voi? Pe noi și pe ei. Și pe ei, da? Da. Gata, eu de-abia aștept. Hip-hop la zero, de cea mai bună calitate. Sus, la familia și Hani cu 6-6. Mi-e greu să zic. 6-6. Aha. E, altceva să vă zic că... Uno. E prima oară când apare așa că... Vă rog să... O mică prezentare. Dacă nu-ți place stilul meu, o doare și bine. Eu la tine mă gândesc la prea puțin. Iubesc doar băieții ăștia și pe cei mulți care mă susțin. Aș vrea să știți că dacă ar fi să o fac, nu m-aș fi dat la tine. Vreau să dai din cap. Sunt stilul meu, se adevere că pus sus. Lasă tabaua, frate, că te-ai dus. Încearcă să mă ascult, formează-ți viața așa cum trebuie. Trage din joi mereu până zici că ți-a genele. Sunt cea mai tare și te fac să mă iubești.
ce ai să cremenești. Sunt aceea care o dau în ablageală, când se gândește ce mi-ar face de mai bine pe stradă în coală. Ar vrea să facă, să treacă, să fie dur, mai bine ai să lua locul tău cu un deget, doar pentru voi. Suntem aici pentru voi, 66 și hane, poate astea nu sunt prostii. Pune-mi dacă, pune dacă te dori. Suntem aici și vrem să scoatem banii. Suntem aici pentru voi, 66 și hane, poate astea nu sunt prostii. Pune-mi dacă, pune-mi dacă ți-ai dori. Iubitule, vrem să te apropii. Deci o mai repede, că risă în țară în aer ochi. Unde se ce temperatura crește rău. Ai grijă, frate, să nu uiți de capul tău. Am foc în vere, muzica mea știi că te-a pe sus. Două poiții cap la cap acum. Să știi că viața mai mereu e bine să fii hai. Rupe-te! Trage tine tot ce ai! Stai pe fereastră cu noi sau pentru voi. Suntem aici amândoi. Stai din curtea înainte de aici. Da să tragi un foc ca cei de pe sală, care vând aceeași treabă pentru tine. Pentru cei care fumează. O fată, hani și un băiat 66. Acum știi! Ghișine să trage! Suntem aici și vrem să scoate banii. Suntem aici pentru voi, 66 și hane. Toate astea nu sunt prostii. Spune-mi dacă, spune-mi dacă te-ai dori. Suntem aici și vrem să scoate banii. Suntem aici pentru voi, 66 și hane. Toate astea nu sunt prostii. Spune-mi dacă, spune-mi dacă te-ai dori. Cel mai mare cartier pe care-l știe se numește România. Și-l vezi de zi, fiindcă dețineți. Pentru alea care zic că nu. Vreau să mașin, vreau să dezic, ridicați-vă picioare. Fiindcă explic, direct din sus, pentru că de acolo sunt. Am respect pentru băiețași și atât. Îți vorbesc de golan, de pante, droguri. Îmi place să port căbăcile ca rouri. Până în orice cartier o să vezi cât un vagabond îmbrăcat la fel. Și cinca, fără frică. A cineva să zică fără bani. Sunt doar un simplu golan din România, București, Sălăjean. Suntem aici și vrem să scoatem banii. Suntem aici pentru voi, 66 și hanii. Toate astea nu sunt prostii. Spune-mi dacă, spune-mi dacă te-ai dorit. Suntem aici și vrem să scoatem banii. Suntem aici pentru voi, 66 și hanii. Toate astea nu sunt prostii. Spune-mi dacă, spune-mi dacă te-ai dorit. Suntem aici și vrem să scoatem banii. Suntem aici pentru voi, 66 și hanii. Toate astea nu sunt prostii. Spune-mi dacă, spune-mi dacă te-ai dorit. Suntem aici și vrem să scoatem banii. Bani, suntem aici pentru voi, 66 și hane. Toate astea nu sunt prostii. Pune-mi dacă, pune-mi dacă te-ai dorit. Yo! Bună, bună, bună! Trebuie Baltalbo Sălăjean. Pentru 66 și hane. Baltalbo Sălăjean. Pentru 2001. Da, da. 66 și hane. A fost în premieră pentru 66 și hane. A fost prima lor apariție.